În această săptămână se încheie ediția 2011-2012 a campionatului Ligii a 4-a la fotbal, o competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Argeș. Lupta la vârf s-a dus în acest sezon între SCM Pitești, ACS FC Dănuț Coman, CS Rucăr și Viitorul Ștefănești. În cele din urmă, echipa susținută de Primăria Pitești a reușit să se impună și va disputa barajul de promovare în Liga a 4-a. În runda cu numărul 33 s-au înregistrat următoarele rezultate. SCM Pitești a jucat deja ultimul meci din ultima etapă, 7-0 cu Olimpia Suseni, iar ultimele meciuri ale sezonului sunt următoarele. Golgheterul campionatului este Ion Marius, CS Rucăr cu 35 de goluri, iar în competiția juniorilor s-a impus echipa ACS FC Dănuț Coman.